nu-i Viorica Dăncilă. Dar cine este, mai? Dar tot de la Roșiori de Vede este. Păi nu, dar să știi că pentru nu moment am avut impresia că intru în opoziție. Și m-am uitat eu mai atent așa și zic, stai așa că nu e așa, e... Bună ziua! Ce faci? Cum ești? Eu bine! Ce mâncăm astăzi? Astăzi mâncăm spaghete cu creveți. Creveții trai și la tigaie cu usturoi, cu roșii cherry și cu un pic de vin, fii atent. Ba, pe dacă ai zis de vin, deci cât de vin, băi? Cristi. Special, nu facem. Deci dacă s-a zis de vin, gata. Băi. Da, dar mai întâi trebuie să-l gustăm noi, că e posibil să nu fie bun. Consumul de alcool dăunează grav sănătății, vreau să terminați chestiile astea, da? Dar gata. O să guste doar cei care sunt aici, că cei care sunt acolo o să se aleagă doar cu mirosul și aia. Așa că, domnilor, doamnelor, puteți să gustați și voi acasă, liniștiți. Da. Atenție mare. Nu este vin, este butaforie, este un suc. Se gătește sucă, cu vin, da, dar la noi este suc, da? Vă rog frumos, terminați cu aceste aluzii care ne doare, da? Da, doamnelor, am glumit. E cu ghinimele, că poate crede lumea că nu face licențe poetice. Irena, șef Gogonea. Ai, lasă-mă cum ați găsit pentru ea, șef Gogonea. Vreau să vă... Lasă paharul jos că te alerg cu aici. Așa. Deci începeți mai întâi lucru, da, treceți și când terminați să puneți vinul, intrăm păi în direct. Păi nu începem noi acum. Păi nu începeți, hai. Uite. Moris. Gata. Te las pe mâini bune, să vedem acolo. Ce ne iese până la sfârșit. Acum, Irena Boclincă iese un fuior așa de la bucătărie. Cred că a luat foc. Smurdu! Noi, deci, fiți atenți. Asta e rețeta tradițională. Aoleu, ce faci? Ce faci? Se mănâncă tot. Spaghete făcute la tigaie. Rețeta originală, 100%. Am improvizat-o bine, zic eu. Da, 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 corect. Deci fii atent, acum pregătim usturoiul ca să-l punem în tigaie cu roșiile cere și cu un pic de vin pe care, cum, e bun? A? Nu? Nu e bun. Hai să zic un banc cu blondele, că toți suntem la masă. Așa. Și că o blondă aleargă în jurul mesei cu o cană în mână și maică să zice, dar ce tot alergi în jurul mesei? Și ea zice, păi trebuie să-mi iau pastilele. Zice, păi și de ce în jurul mesei? Păi așa mi-a zis doamna farmacist una înainte de masă și una după masă. Excelent! Îmi place... Că iată, Irena e foarte harnică. O să vedem exact cum arată și pastele și crevețelul, cum o să arate până la sfârșit. Până atunci însă, doamnelor, și întâmplă la bucătărie acolo de mirosit. Are dreptate, Sandu, că miroase foarte bine. Foarte, 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 foarte bine. Problema e, într-adevăr, se gătește ceva. N-am idee de ce stau cu niște recipiente în mână. Iar îl văd cu sticla de vin în mână pe ăsta mic. Măi, e după amiază. Te rog frumos, consumați responsabil și în afara camerei de la vedere. Păi e la modul pe opulență și pe bogăție. Adică uite și tu cum arată aici crevetele. Ai, 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 ai. Irena, pentru cine gătești tu? Pentru Moris. Pentru Moris? Și acasă pentru cine? Nu, deci fiți atenți. Eu aici am pus un ingredient special, se numește dragoste și trebuie să mănânce doar bărbații neînsurați. Că ei însurați o să aibă scârbă nașternută dacă mănâncă de astea. Păi n-am am înțeles. Bine. Deci Sandu Pop nu poate să mănânce și nici eu ne-am liniștit. Și o să aibă scârbă nașternut. Scârbă nașternut. Bună asta. Da. Moris încă nu-i căsătorit. Așa se zice la noi. Irena, ce mai faci? Doamne, da, ajută. Ce să mai fac? Bine, am și lucruri serioase. Vreau să-mi refac un spectacol, se numește Edith Piaf, Femeia care a iubit. Astea sunt lucruri serioase, așa, nu... Foarte bine. Și mi-am găsit un text ieri și îmi pregătesc, mi-adun texte pentru un One Woman Show, așa, mai altfel, by Irena Boclincă. Și lucruri serioase. Și vreau să-mi deschid și un curs de actorie pentru de la 35 în sus. Foarte frumos. Bravo, Irena. Miroase foarte bine. Mulțumim. Șef Gogonea la 1444. Ăsta e numele de cod al Irenei. Moris, de când e foarte șăgalnic și bucuros în studio de când îl pun să lângă mâncare. Să știi că îmi place tare mult aici. Da, am observat. O să mai schimbăm chestia asta. Da, dumneavoastră gătiți acasă. Mai gătim și noi, să știi. Dar poate într-o zi ce ați făcut acolo cu pastele, mă? Deci, sunt gata. Spaghete cu creveți pentru... Ca la stână. Pentru că am pus o farfurie mare, că uite câți oameni sunt în platou, am zis, lasă să mănânce și ei alții. Și am pus, că mai sunt aici, am lăsat aici de rezervă. Deci colegii avem. Da, și să gustați, vă rog, că eu mi-am sticla acasă, adică să nu crezi că eu ți-o las. Ce ați făcut, nu? Mă? Nu! Ne bei recuzita, mă! Deci... Dar e suc înăuntru, vă rog să terminați corect, cu prostiile. Corect, suc, păi suc, normal, suc da. De struguri. Corect, din struguri albi. Așa că te rog frumos să gustă și zi-mi verdictul. Ia. Da. Ia-te-o. Da, nu, Moris nu mănâncă niciodată. De ce no, niciodată. Mai? Niciodată, nu, e prima de oară. Invitat, nu, ai nu grijă să nu ți se facă rău, e prima oară. Ia, ia uite. Spaghete, așa, original, la tigaie, am improvizat. Ia zi, micuțule.
Mamă, cât de buze e. Ai început să vorbești în șoaptă. Am pus bombon. Ceva e acolo. Am e bună? Multe condimente, că vouă, bărbaților, vă place mai condimentat și viața mai picantă. Eu aș vrea și Sândel să guste cu noi. Mi s-a propus să guste Sândel, nu că după aia are scârbă nașternut, am reținut. N-are voie. E fratele meu. Nu. Vă rog frumos. Am fost aici, Irene, nu mă bag. Să se rețină, Sandu-i băiat serios, n-are nevoie de... Decât scârbă nașternut, mai bine merg să mă mut de aici. Să te muți la marmacie. Nu, eu pe alea cu dragoste le-am lăsat în tigaie. Așa. Aha. Că aici se poate de mâncat. Auzi că poți să iei de tigaie. Cu dragoste la drum de seară. Da, apropo de astea de cioban. Cu damă de pică. Da, hai, zi-mi unul cu cioban. Dar de ce, a zis că e ca la stână? Da, chiar, de ce e ca la stână? Ori ai pus, în general, la stână se mănâncă crevețe, adică exact, crește crevețele care vor pe lângă stână. A pus brânză multă. Vă agitați. E în farfurie mare și e mult aici. Să fie mult. Atât ai zis. Păi ce, la stână e neapărat mult? La stână e neapărat bine. E neapărat bine, a? Da. Bravo, copii. Deci, cred că bine pastele. Eu zic că trebuie să ne dea bani pentru că am făcut parte din... Corună. Ceva, da, nu știu. Coreografia a fost extraordinară. Piesa, dar nu se mai repet. Apropo de mâncare, știi? Așa. Se trezește trandafir Arpanghel. Așa. Se trezește așa. Adică nu se trezește, visa într-o noapte, da, visa că mănâncă niște sarmale care clocoteau așa, care fierbeau așa într-un clocot ăsta, acolo pe sobă. Și desface el acolo, dintr-o dată îl... Nu, era... Erau reși, da. Hai, da. Atât, înapoi. Visează că mănâncă niște sarmale și erau reci și la un moment dat zice, ce-ar fi să le duc eu să le încălzesc puțin? Și le pune vău și încep să bolborosească ele acum. Și când bagă furculița ele, se trezește, zice, na, fie mă, s-a dracu, nu puteam să le mănânc reci. E atmosferă foarte frumoasă în alea la emisiune, să știți, deja în bucătărie se joacă pastele, adică sunt tot soiul de sărbători de-astea. Noi ați văzut progresiste, acum se joacă pastele. Uitați-vă noastră așa ceva, foarte frumos. Nu e weekend, nu vine weekendul. Turnați vin și dați găluște, yo, ho, 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 săriți vornici ai pedruște, tăi, 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 tăi. Nu știu ce zici, dar sună tare. Adică la noi, Republica Moldova, cum le ziceți voi? Aia care asistă la nuntă, domnișoarele de onoare, la noi se numesc vornicei și druște. Opa. Vornicei și druște? Da. Vornicei și druște. Și da. Să sară cu mireasa să se distreze, să alea. Am înțeles. Și fuge cu mireasa și fata? Nu, așa e cânticul. A, și atunci stai la nuntă și zici, vrei să fii drușca mea? Și atunci începe treaba. Vornicica și drușca. Bine, acum și la noi s-a modernizat, nu mai e cu... Da, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult. Irena a fost absolut mortală. Ați văzut-o la 144 Chef Gogonea, dacă nu mă înșel. I-a fost foarte bine. Succes! Elena Ionescu, vai de mine, Elena Ionescu vrea să facă ceva cu viața ei.